Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, să deschidem Sfintele Scripturi, să ne deschidem inimile și după cum l-am rugat, așteptăm ca Domnul să ne vorbească și să lucreze în viețile noastre. Astăzi, încă o lecție din ceea ce este scris în cărțile sfinte care reprezintă perioada post-exilică, adică ce au învățat evreii după ce Dumnezeu i-a pedepsit cu deportare sau poate potrivit cu lecția din această seară, ce n-au învățat evreii, întrebându-ne dacă noi am învățat sau n-am învățat, dacă repetăm sau nu repetăm greșelile altora. În această seară, oameni ai compromisului și ai păcatului. Să ne amintim că încă de la începutul istoriei umane, diavolul, marele înșelător, în condiții de libertate, în condiții de binecuvântare și prosperitate, l-a înșelat pe om. Așa au căzut primii oameni. De altfel, căzuseră înainte îngerii. Și în ultima carte a Scripturilor, diavolul este prezentat ca cel ce înșeală întreaga lume, Apocalipsa 12:9. De aceea s-a întâmplat și în perioada post-exilică și se poate întâmpla în orice altă perioadă, să asistăm la compromisuri și în final la păcat, și știți că păcatul aduce moarte. Problema se complică pentru că cei ce sunt înșelați de diavolul se constituie în pricini de păcătuire pentru alții. Diavolul niciodată nu este mulțumit să prindă pe cineva și să fie liniștit apoi, lăsându-i pe ceilalți să slujească Domnului. De îndată ce a cuprins-o pe Eva în lațul său, ispitirea a continuat. Că doar nu numai Eva l-a convins pe Adam să mănânce. Diavolul, așa cum este prezentat în scrisorul lui Pavel, că omul a căzut și cum este scris, că ispita acționă la nivelul poftei a ființei noastre și omul, dacă nu veghează, dacă nu rezistă, cedează și cade înfrânt. Citesc din cartea Maleahii, capitolul 2, pentru a observa ceea ce Domnul condamna în vremea aceea, referitor la tentația compromisului și a păcatului. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Iată de ce scrie și în Evrei 12, să fim atenți să nu apară păcatul în prima fază, să nu-i cuprindă pe unii, pentru că apoi se extinde și cuprinde și pe alții. Așa după cum este scris și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13, dar oamenii lăi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Deci procesul pleacă de la Satan, ispititorul, într-o primă fază sunt cuprinși cei mai slabi, dar dacă nu veghează și ceilalți sunt expuși riscurilor. Aceeași imagine o avem, dacă vreți, și în cazul ucenicilor. Diavolul a prins mai întâi pe cel mai slab, pe Iuda, dar nu s-a mulțumit cu atât, a văzut o slăbiciune și la Petru și l-a atacat și pe el. Să observăm câteva exemple din perioada post-exilică și să învățăm din aceste situații pe care pe alții au costat viața. Unii au scăpat, dar alții n-au mai scăpat. Cartea Ezra, capitolul 4, ne prezintă pe cei care erau deja în mreaja diavolului, oameni din afara Israelului, dar vom vedea, așa cum am amintit, că diavolul nu se mulțumește să aibă doar pe a lui, vrea și pe ai Domnului. Ezra 4, citesc de la versetul 1, vrășmașul Iuda și Beniamin au auzit că fiii robii zidesc un templu Domnului Dumnezeului Israel. Au venit la ei și iată compromisul, să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru
și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Da, Scriptura spune în Vechiul Testament, 2 împărați 17, că mă aduceau jertfe și Domnului. În parte, au afirmat un adevăr. Numai că tot acolo este scris că aduceau jertfe și Dumnezeilor lor. Trăiau într-un compromis foarte evident. Tot despre ei și stilul lor de compromis citim în Neemia capitolul 6. Pentru că observăm că în vremea aceea evreii aveau libertate să-și trăiască pe deplin crezul. Nu era o vreme de opresiune? Împăratul a dat un decret în favoarea lor? Și în vremuri de libertate oamenii pot fi atrași în păcat numai prin compromis. În vremuri de persecuție, diavolul recurge și la alte mijloace. Puțin mai târziu, citim aici, nu pusesem încă ușurile porților când s-a îmbalat Tobia, Geshem, Arabu și ceilalți vrășmași ai noștri, au auzit că zidim vidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci s-a îmbalat și Geshem au trimis să spună, vino să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Oameni urători de bine, urători de adevăr, dar care se foloseau de șiretlicuri, de viclenie pentru a-i atrage pe evrei în cursa lor. Ei, de fapt, trebuie să înțelegem că erau angajați de diavolul în acest proces. Întoarcem o pagină în urmă, Neemia capitolul 4, pentru a vedea că în tendința lor, în starea lor rea, foloseau orice mijloace. Când au zis Sambalat că zidimea răzidu, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samarii, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze, oare vor isprăvi, oare vor jerfi, oare vor da viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă ei și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Dar tot aici citim, mai apoi, de la versetul 7, că ar fi fost în stare să intervină și în forță, n-aveau putere, că ar fi făcut-o. Pentru că ăsta e diavolul. Nu ar mai trudi el cu noi ca să ne păcălească, dacă ar putea direct să ne distrugă. Dar n-are drept. Îi este permis doar în anumite limite să ne ispitească. Versetul 7. Sambalat, Tobia, Arabia, Amoniții, Azoditii s-au supărat foarte tare când au zis că dregerea zidurilor înaintași că spărturile începeau să astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Însă, așa cum știm, Domnul nu le-a îngăduit. Deci, aceștia erau focarul, forța diavolului pentru a-i atrage pe rei în cursă. Observăm într-o a doua etapă evreii care au fost prinși în lațul lor. Acești oameni aveau colaboratori dintre evrei. Capitolul 6, citim de la versetul 9. Toți aceștia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Versetul 10. M-am dus la Șemaia, fiului Delaia, fiului Mehetabel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușurile templului, că-și vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia de dus era argint și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem, că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Și în vremea comunistă se folosea la noi în țară evidențe care le știm, securitatea în mod deosebit de compromisuri în a arunca un nume rău asupra unui credincios, dacă nu putea altfel, foloseau toate metodele ce le aveau la îndemână. Tot aici citim de la versetul 17. În vremea aceea erau dintre fruntașii iudeii unii care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el.
căci mulți din Iuda, au zis dintre evrei, cei ce n-ar fi trebuit să aibă nicio legătură cu cei de afară în condiția aceasta, erau legați cu el prin jurământ, pentru că era jinerul lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan fusese luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și spuneau cuvintele mele, Tobia trimitea scrisori ca să mă fricoșeze. Probabil că în vremea aceea asta le-a fost cea mai mare preocupare, să facă rău. De aceea Neemia se ruga frecvent și toți ceilalți, Doamne, păzește-ne, să ne rugăm și noi, să ne ocrotească Domnul. Pentru că diavolul folosește toate formele de amăgire, de compromis, să arunce o cară, să prindă într-o cursă pe cineva, să îl intimideze, sub o formă sau alta, numai și numai să fie împiedicată lucrarea Domnului. Tot în ideea aceasta citim și din cartea Hagai, profetul pe care Domnul l-a folosit atunci, pentru a observa că întotdeauna compromisul afectează lucrarea sfântă. Hagai 2, de la versetul 11. Așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Adică, cei credincioși, intrând în colaborare cu cei necredincioși, se compromit. Dar cei necredincioși, intrând în colaborare cu cei credincioși, nu se sfințesc prin aceasta. Pentru că numai răul se transmite într-o primă fază. De aceea suntem îndemnați în toată învățătura biblică să ne ferim de compromisuri, dar asta înseamnă să ne ferim de oamenii păcatului, că nu este nicio legătură între Hristos și Belial, între neprihănire și fără de lege. În mod deosebit, cei de atunci au prins în cursă pe slujitori, pe marele preot, pe alții. Și asta a făcut că datorită relațiilor să fie influențată în rău lucrarea sfântă, cum vorbeam în lecțiile anterioare, să fie amânată, să nu fie respectat adevărul, să fie apăsat poporul, să fie influențate familiile. Ne întoarcem la cartea Ezra, capitolul 9, pentru a vedea o altă undă de șoc pe unde s-a propagat. Pentru că diavolul vrea să influențeze și să se compromite lucrarea din biserică, dar este foarte interesant de ceea ce se întâmplă în familii, așa cum am vorbit la una din lecțiile anterioare. Citim de aici Ezra 9, versetele 1 și 2. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis poporului Israel, preoții și leviții, observați conducerea spirituală, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări, și-au făcut urăciunile lor, versetul 2, că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Mare vinovăție! Și influența răului din faza asta am putea spune că este totală și definitivă. Când este cucerită și adunarea și familia, ce mai rămâne? Mai rămân doar indivizi izolați, dar lucrarea suferă. De aceea Neemia spunea în finalul rugăciunii sale, sau cel puțin a cuvintelor scrise aici, versetul 15, Doamne Dumnezeu lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi zvăviți, iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Neemia capitolul 13.
Citim de la versetul 23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite, neamuri dușmani ai evreilor. Jumătate din fiilor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evrească. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. Din faptul că acești copii nu cunoșteau limba evrească, rezultă că acești tați nu au reușit să se impună în familiile lor. Și cu siguranță că dacă nu știau evreiește, nu știau legea Domnului. Doar noi învățau despre lucrurile sfinte în limba asdodiană. Urmașii filistenilor, posibil că învățau despre zeii lor, urmașii femeile venite din Moab sau din Amon despre zeitățile lor, pentru că toate poporile din jur erau pline de zeități. Tot aici citim de la versetul 27. Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiți o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine? Da, iată compromisul. Pentru că un tânăr credincios când vorbește cu o fată din lume trebuie să facă compromisuri în toate punctele de vedere. Discuție, mă refer aici la cuvinte, plimbări, locuri de petrecere a timpului liber, activități de acasă, întru totul. Compromis. Și profetul Maleahi condamnă această situație din familii, echivalând acest compromis cu părăsirea legământului sfânt. Maleahi capitolul 2, versetul 10 și 11. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de încredincioși unul față de altul, pângărit astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios. Și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Am amintit noi în lecțiile anterioare că Dumnezeu le-a îngăduit să vină la Ierusalim și El a venit mai întâi și a dovedit prezența prin decretul imperial, prin posibilitățile materiale de a reconstrui templul și cetatea. Și din nou au stârnit gelozia Domnului. Observați cum diavolul s-a folosit de oameni din jurul lor. Au intrat în relații de prietenie, apoi s-au încuscrit și în scurtă vreme la întoarcerea lor din robie, ceea ce era înainte de robie s-a reeditat, păcatul se reașezase în popor. Toată istoria bisericii, nu numai istoria Israelului, este plină de astfel de stări vinovate. Oare noi vom reuși să evităm compromisuri? Să nu amestecăm neamul sfânt cu lumea? Să rămână slujbele sfinte curate, să nu fie afectată casa Domnului? Iată încă un exemplu, întorcându-ne la Neemia. Problemele economice au extins acest compromis. Neemia, capitolul 13, citim de la versetul 15. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând în teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgar cu vin, struguri și smochine și tot felul de lucruri și aducându-le Ierusalim în ziua sabatului. I-am mustrat chiar în ziua când își vedeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim, observați tot influența de afară și apoi compromisul celor dinăuntru, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau firul lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat
pe mai mari, lui Iuda, și le-am zis, ce înseamnă această faptă pe care o faceți mângărind ziua sabatului? Ori n-au lucrat așa părinții voștri. Și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel pângărind sabatul. Și în continuare a fixat niște reguli mai clare, un orar care să respecte ceea ce este scris în lege cu privire la ziua de odihnă. Nu era problema că aduceau cei din Tir mărfuri. Problema era că, aducându-le în orarul în care ei trebuia să se închine Domnului, i-a îndepărtat de Domnul. Și toate împreună a făcut ca națiunea să se îndepărteze de Dumnezeu, să fie o stare de compromis. Gândindu-ne la ei și apoi la noi, să ne rugăm, Doamne, dă-ne pricepere să fim veghiatori. Pentru ca nu cumva să acceptăm compromisul, înșelăciunea, ba mai mult să nu fim conștienți de aceste stări. Vreau să observăm acum și să încercăm să explicăm fenomenele de atunci. Ce am putea să facem ca să evităm așa ceva? Cum se strecoară păcatul? Observați când cineva este cu un virus de gripă. Foarte ușor să contamineze pe ceilalți. Numai că și păcatul este un reasemănător virusurilor. Nu se prea vede cu ochiul liber. Iar când ajunge să se vadă, mă refer la simptomele gripei, în cazul amintit, nu mai prea poți să mai faci mult. Și să îi pui pe cei bolnavi în condiții de carantină, din punct de vedere medical uneori se poate, din punct de vedere spiritual e ceva mai greu. Să treci la condiții severe, de exemplu, de când s-a răspândit boala asta, Ebola, în Africa, efortul la nivel mondial, tot nu pot să controleze întru totul, dar au încercat să separe, sau cel puțin așa ar fi normal să fie. Dar cu atât mai mult s-ar impune asta în cazul păcatului, care se extinde și îi cuprinde pe mulți. În primul rând vreau să observăm că se ajunge în situații de compromis din lipsă de cunoaștere. Oamenii nu cercetează, iar cei ce cercetează nu interpretează corect dacă sunt compromiși. Dar totul pleacă de la lipsa de cunoaștere a adevărului. De ce samaritenii erau mâncați de niște lei când au fost deportați de împărația Siriei? Pentru că nu cunoșteau cum trebuie să slujească Domnului. Și ce sfat a dat împăratul atunci, spune în 2 Împărați 17? Să trimită pe un preot să-i învețe. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să ridice pe Ezra în vremea aceea? Pentru că nu era cine să-i învețe adevărul. Totul pleacă de la influențarea cunoașterii. Cum a șelat diavolul pe Eva? Punând la îndoială ceea ce Dumnezeu a spus. Alții ce să mai pună la îndoială, că nici măcar nu sunt în cunoștință de adevăr. De aceea, compromisul, rețineți, se consumă mai întâi la nivel de minte, de învățătură. Când nu mai suntem fermi în ceea ce credem, problema se complică. Și tot mai mult în vremea noastră se face caz în teologie de așa numitele zone gri. Chipurile că ar fi domenii în care Dumnezeu nu ne spune ce avem de făcut. Acești susținători ai acestor zone gri spun că există zona albă unde Dumnezeu ne-a spus ce este bine, zona neagră unde știm ceea ce este păcat, dar sunt zone gri. Eu personal nu văd în Biblie astfel de zone gri, adică domenii în care Dumnezeu să nu ne vorbească. Scriptura spune foarte clar, 1 Ioan 2 cu 20 și 27, ungerea care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Atunci unde sunt zonele gri, dacă ungerea ne învață toate lucrurile?
Duhul Sfânt are să vă călăuzească în tot adevărul. Unde sunt zonele gri? Aici este primul pas înspre slăbiciune. De cei de afară nu ne mirăm? Ei nu cunosc. Problema apare la noi când începem să ne îndoim de ceea ce știm sau când n-am fost învățați bine și ceea ce ei ne spun, începem să acceptăm cel puțin în parte, să spunem că nu fi chiar atât de grav. Cu siguranță că ați auzit expresii de genul, ăsta fie păcatul cel mai mare, asta nu-i mare problemă. Dar întotdeauna lucrurile mari încep cu lucruri mici. Vorba unui șef de trib african care învăța pe localnici din sat să se ferească de puii de tigru. Tigri mici se fac mari și tigri mari ucid oameni. Să ținem la a cunoaște adevărul, la a respecta ceea ce este scris. Altfel vom avea probleme în timp. În privința aceasta vă citesc din Neemia capitolul 13 pentru a vedea că și atunci problema s-a clarificat și n-a mai rămas nicio zonă gri când au citit în lege. Neemia 13, de la versetul 1, în vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Versetul 3, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Ce rău. Erau străini de ceea ce scria. Dintr-o dată și-au dat seama, dar noi n-am respectat. Da, și amestecându-se cu acele popoare, s-a instaurat păcatul. Citim în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1 la 6, pentru a vedea câtă valoare are lumina Evangheliei și ce înseamnă să fie un om sau lumea întreagă, să observăm cum este sub influența întunericului. 2 Corinteni 4, de la versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Și care este rolul nostru principal? Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și primul lucru, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci de unde se separă căile, calea mântuirii și calea pierzării? De la cunoaștere, de la adevăr, de la eroare. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne provodim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Să ne binecuvinteze Domnul cu cunoașterea adevărului. Vom fi feriți de compromis. Știți că mai sunt țigan prin oraș care te încearcă așa să te înșele că a găsit un inel, să ți-l vândă la jumătate de preț, când colo-i tinichea, dacă îi cunoaște bine aurul. Dar de fapt nu trebuie să cunoști aurul, trebuie să cunoști numai oamenii. Nu te-ar înșela, dar dacă nu cunoști, nici astfel de oameni cu ce se ocupă, nici materialul cum arată, îți vine să zici că faci o afacere, nu? Așa e în toate. Lumina scoate la iveală lucrurile. Să admitem că ar fi niște oameni undeva în junglă care nu pot face diferența între fier și plastic. Să meargă să le vândă cineva o mașinărie de plastic de unică folosință în loc la una de oțel. Pot fi înșelați, dar care cunoaște, va spune, ăsta e plastic, să nu rezistă, dar dacă nu cunoști. Cunoașterea este primul pas, prima forță împotriva înșelării. Doamne, luminează-ne mintea.
Ajută-ne să înțelegem adevărul sfânt pentru a nu fi înșelați. Eva, că am amintit-o în această seară, ce ar fi trebuit să facă pentru a nu fi înșelată de diavol? Doar atât. Să rămână la adevărul descoperit. Pentru că diavolul aici a dat bătălia. Să se îndoiască de ce i s-a spus, de cuvântul rostit de Dumnezeu. Marea bătălie a diavolului se dă împotriva Scripturii. Este o muncă titanică la nivel mondial în lumea teologilor liberale, care nici nu mai cred în creație, cred în evoluționism, care nici nu mai cred în întruparea Fiului Dumnezeu, nici nu mai cred în împărăție. Munca lor este să schimbe textul. Ultimele traduceri ale Bibliei în limba engleză au peste 1000 de versete lipsă sau modificate. Unde se lucrează? La rădăcină. Dacă va schimba textul sacru, spune noua Biblie în față. Și nu toți oamenii au acces la date istorice sau poate unii nici nu mai cercetează. Un al doilea aspect ce caracterizează problema compromisurilor și în final a păcatului, pierderea valorii de adevăr, ceea ce vorbeam, conduce la aducerea unor jertfe cu cusur la slujbe vinovate care nu sunt primite de Domnul și nu sunt de niciun folos. Odată pierdut adevărul, se pierde slujba sfântă. Predica nu mai are nicio valoare, rugăciunea nu mai este primită, cântarea nu mai poate fi pentru slava lui Dumnezeu, dar ele se pot consuma în continuare. Observați că dușmanii evreilor de atunci și preoții compromiși nu au sistat slujbele de la templu. Ba chiar unii dintre ei erau slujitori. Numai că acele slujbe nu mai puteau fi primite înaintea Domnului. Cartea profetului Maleahi dezvăluie din plin aceste adevăruri. Citim Maleahi capitolul 1. De la versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Versetul 14. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Nu mai țineau cont de ce scrie în lege. Animalul să fie fără cusur și să se respecte anumite criterii. Căci eu sunt un împărat mare, ce Domnul oștilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Deci o slujbă cu compromis nu este primit. Dumnezeu le spune aici, nu ți-ar primi eu niciun om, un demnitar. O asemenea vită, dacă i-ai duce cadou, cum să o primească Dumnezeu? Să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos, Matei capitolul 7. De la versetul 21, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, noi am slujit. Am scos draci, am făcut minuni, am prorocit. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Aici este puterea compromisului. Rădăcina compromisului stă în pierderea adevărului, puterea compromisului stă în slujbe. Prostituata din Apocalipsa, religia falsă, e văzută cu un potir în mână din care dă tuturora să bea și îi amețește. Oamenii sunt ca într-o beție și astfel înșelăciunea prinde proporții. Asta e ceea ce a identificat Domnul Hristos ca fiind urciunea pusteirii în locul unde nu se cade să fie. Deci, compromisul în lucrare și ceea ce este în creștinism în vremea noastră nu necesită mare explicație ca să ne dăm seama că așa este. Încă un text, 2 Tesaloniceni capitolul 2, acesta privește vremea sfârșitului, dar această taină, cum este scris aici, lucrează. 2:7, taina fără de lege și a început să lucreze.
Deci s-a pierdut valoarea de adevăr și se trece la pasul următor. Slujbe, compromis. Versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase. Prin cine? Prin aceia care Domnul nu-i va recunoaște în ziua aceea? Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzărului, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Ce trist! Să crezi că ești slujitorul lui Dumnezeu și să nu fii. Povestea un frate care a avut o anumită slujbă ce i-a permis să cerceteze cazul despre un om care cu ceva zeci de ani în urmă aici la noi în țară era vestit pentru anumite lucrări, era căutat. Numele lui era știut de toată țara și mergeau oamenii cu grămadă pentru că și-a permis compromisuri și a continuat să slujească. În final a ajuns la păcate grave. Și povesteau frații care au anchetat cazul că la un moment dat în timpul discuțiilor a ajuns să spună: eu nici nu știu dacă este sau nu este Dumnezeu. Deci, înșelăciunea avansează. Și în al treilea rând, vreau să observăm din situația din perioada apostolică și în general din istoria omenirii, compromisul duce în final la păcat deliberat, fără limită, fără ca oamenii să se mai ascundă. În prima fază, păcătoșii se ascund. În ultima fază, comit păcatul pe față. Se spune în vremea noastră că știrea cea mai actuală este că a dispărut păcatul. Nu că a dispărut din fapt, că e cu atât mai frecvent. A dispărut din noțiune și nu mai este numit păcat. Ajunge să fie acceptat. Este redefinit și în final acceptat. De exemplu, homosexualitatea. Mai nou are și alte nume care vor să spună că cei ce sunt prinși de acest păcat au de fapt altă orientare care încearcă să spună că ar fi naturală. Chipurile, tocmai de aceea, copiii de la grădiniță sunt învățați despre toate formele de sex ca să-și descoperă de la naștere orientarea. Deși nu este dovedit științific că omul ar fi afectat în forma asta din naștere, genetic. Nu există nicio mutație genetică. Dar se încearcă justificare la orice. În mod deosebit, în ultimele decenii, lucruri care au fost considerate păcat nu mai sunt păcat. Când am studiat puțin fenomenul îmbrăcăminții la femei, în mod deosebit, ceea ce amenda poliția pe plajă în urmă cu 80 de ani nu mai este pus la disciplină în adunare. În societate era considerat păcat. Cum știți, în Anglia, de exemplu, anticoncepționalele au fost legiferate în 1930. Avortul era considerat păcat. Ilegalitate, se pedepsea. Totul a ținut până în 1967. În 73 a fost legalizat și în Statele Unite. La noi, cum știți, după Revoluție. Pentru că diavolul, cel care induce omul în rătăcire, cel care produce amăgirea, nu se mulțumește cu forme ușoare de păcătuire. În final, va face ca oamenii să păcătuiască pe față, fără nicio restricție. Citim din perioada pe care noi o studiem, cartea
Ezra, capitolul 4. De la versetul 4. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda și au înfricoșat ca să-i împiedice să zidească. Și-au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Dariu, împăratul perșilor. Cum vă explicați această atitudine a lor? Raportat la versetele care le-am amintit la început și sunt scrise de la început, de la versetul 1, la început au spus să zidim și noi cu voi. Dar dacă au vrut să zidească, de ce au făcut tot posibilul până la o reclamație la împărat să-i facă să nu zidească? Pentru că intențiile lor nu era să-i facă să zidească. Diavolul într-o primă fază spune, fii pocăit, dar acceptă și asta. Pentru că în final să spună, să nu mai fi pocăit. El nu-și declară de la început adevărata identitate. De aceea se spune că șarpele nu e atât de oribil pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște. În final, oamenii sunt conduși la păcat. Când l-a înșelat diavolul pe Cain, ce a spus Dumnezeu? Păcatul pândește la ușă. Doar s-a mâniat pe Abel. Dar în final, unde l-a dus? În prima fază l-a lăsat pe Cain să aducă jertfă. Diavolul te lasă pentru o vreme să slujești, în compromis. Apoi l-a condus la crimă. Cu siguranță că în ziua când Cain l-a omorât pe Abel, n-a mai adus jertfă. Pentru că oamenii care se compromit, care trăiesc în păcat cu vremea, nu mai vin la adunare. Dar o vreme vin. O răresc, păcatul se cuibărește tot mai puternic până când prea pe deplin controlul și omul ajunge, așa cum scrie în Tit 3 cu 10 și 11, să păcătuiască de la sine, fără nicio reținere. Așadar, să fim atenți și să urmărim evoluția în timp a unor oameni, câți tineri nu s-au înșelat, permițându-și o prietenie cu o fată sau fete, dar la început nici vorbă să se gândească, nici nu-și imaginau că vor ajunge să se lase de biserică, să părăsească definitiv casa Domnului, slujirea în care erau. Dar acolo se ajunge la urma urmei. Așadar, să observăm aceste trepte pe care diavolul îi târăște pe oameni înspre abis. Mai întâi se luptă să-i scoată din lumină. În întuneric, diavolul se pricepe. În al doilea rând, pentru a fi sigur de reușită, diavolul încă îi lasă pe oameni să slujească. Pentru că diavolul nu-i mulțumit să-i ducă doar pe unii în pierzare. Diavolul vrea să beneficieze de o slujire compromisă pentru ca să aibă tot timpul materia primă pentru scopurile sale și să aibă oamenii de care să se folosească, oamenii compromiși. Într-o a treia fază, care este deja definitivă și oamenii nu se mai pot întoarce adesea, păcatul este scos din mintea omului, din noțiune de păcat și este săvârșit chiar pe față. Așa cum vă citesc și din Romani, capitolul 1. Aici este scris de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. De aici pleacă toată rătăcirea. Dumnezeu i-a lăsat. Versetul 29, astfel au ajuns și începe păcatul să prindă contur. Versetul 32, faza ultimă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Acceptă păcatul și chiar ajung să se laude cu el. Ceea ce poate ne miră uneori, de ce Dumnezeu îi îngăduie, de ce nu intervine,
Dacă a semănat vrăjmașul sămânță rea în țarină, de ce n-a lăsat îngerii să o smulgă? Vorbeam recent cu niște frați care își exprimau îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă prin biserici. Și un altul mai în vârstă cu experiență spunea, în condițiile astea oamenii se aleg. În condiții de libertate, în condiții de amăgire, se vede cine vrea să rămână cu Domnul și cine vrea încet, încet, cine acceptă compromisul, cine îi place păcatul, sub o formă sau alta, și este dus în eroare și înșelat. Măcar că cei ce sunt prinși în acest las al păcatului n-au nicio fericire. Fericirea e pentru cei ce suntem de Domnul, cum scria și Solomon în Eclesiastul. Ce fericire au avut Sambala, Tobia, Geshem, Arabul și toți ceilalți? Au fost fericiți? Sub nicio formă. Bucuria a fost păstrată pentru Nemea și pentru ceilalți care, chiar dacă au avut de dat lupte, în final s-au bucurat de lucrarea Domnului. Cei rău n-au pace, spune Isaia 5:7 cu 20 și 21, și sunt ca mare înfuriat. Lumea de afară, deși diavolul le-a promis împlinire, nici de aceasta nu se bucură. De aceea diavolul vrea să-i treacă mai departe în păcat, spunându-le că dacă vor păcătui mai mult, dacă vor mai face alte și alte lucruri vinovate, abia atunci vor ajunge să fie cu adevărat fericiți. Rămânând aici la Roman, citind din capitolul 2 pentru a vedea finalul unor astfel de oameni. 2 cu 5, dar în cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie. Deci se tot adună, Dumnezeu lasă, îngăduie. Pentru ziua mâniei și-a rătărit drepte judecăța lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelejuire. Toate acestea în ziua când Dumnezeu își va pronunța sentința. Încheiem, dragii mei, afirmând un adevăr, chiar dacă nu este unul plăcut. Oamenii compromisului și ai păcatului, cei mai periculoși nu sunt cei de afară și cei din interior. Diavolul introduce compromisul prin cei de afară, prin relații de prietenie, prin familie. Dar când se instaurează compromisul la nivelul celor credincioși și diavolul are pârghii înăuntru, lucrarea răului este foarte avansată. De aceea spunea Petru în epistola sa, 2 Petru capitolul 2, versetul 1, despre pericolul din afară și pericolul din interior. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, totul pleacă de la cunoștință. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Dar de slujbe nu se lasă, pentru că scrie aici în versetul 2, mulți vor urma de străbările lor și din pricina lor care adevăr le va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare. Și astea pot fi predici, pot fi alte mesaje, să aibă un câștig de la voi, dar osând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează, adică finalul va fi dezastros. Cred că vor fi unele din cele mai mari regrete în pierzarea eternă a celor ce, nu numai că ei au fost înșelați, prin ei a înșelat diavolul și pe alții. Să le ținem așadar în final că păcatul, care începe cu forme ușoare, pentru cei ce acceptă compromisul, este o încercare amăgitoare de a amesteca binele cu răul. Adevărul biblic cu alte principii este o cursă, de aceea să ne ferim toată viața noastră de vreun compromis. Nu să nu acceptăm un compromis în a minți, în a înșela, în a accepta să fim părtași la o înșelăciune, să nu ascundem un păcat, să nu fim cei care îl ascundem în viața noastră sau îl tăinuim în viața altora. Să fim foarte categorici în această privință. Pentru că un păcat odată acceptat, asta înseamnă mai întâi un întuneric așezat la nivelul minții. Înseamnă o relație,
un obicei, un loc prin care diavolul lucrează. În Roman, capitolul 1, versete anterior celor citite, scria în 21 și 22, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, ci s-au dedlat la gândiri deșarte. Oare nu este bine și așa? Da, am văzut că și altul face. Și uneori suntem precum turma. Se duce unul, se duc zece. A văzut pe un altul care și-a permis și altul își permite. Dar nu știu cum se face că foarte greu ne ducem după cei ce sunt mai sfinți, mai credincioși. Versetul 22. S-au fălit cât sunt înțelepți și au înnebunit. Pentru că ce nebunie mai mare decât să greșești, să nu mai cunoști pe Dumnezeu, să-ți compromiți viața, să-ți pierzi mântuirea. Asta e o tragedie fără pereche. Fie ca lecția aceasta să fie un semnal de alarmă pentru noi, ca să fim mai atenți, mai vegheatori. Scriptura spune, vegheați unii asupra altor. Au observat pe fratele tău, pe sora ta, că a păcătuit, în primul rând, în familie sau în adunare, imediat să ne sesizăm, să se dea alarmă. După cum în trupul uman, când apare un virus, când ne-am înțepat, o rană, ceva, se dă alarmă. La nivelul corpului uman, durerea este marele pasnic. Și ar fi o tragedie să n-avem durere. N-am ști ce organ s-a îmbolnăvit, unde este un pericol pentru viață. Totul este centralizat. Mintea receptează, transmite informația, se încearcă efortul, organismul se luptă singur. Dumnezeu ne-a dat și rațiune să știm să ne tratăm. În plan spiritual, cu atât mai mult, Doamne, dă-ne o astfel de veghere. Asta, printr-o cercetare sfântă a Scripturilor, o rugăciune sinceră, ca nu cumva noi sau alții, noi prin alții sau alții prin noi să fie amăgiți și împreună, ca într-o orbire, într-o neștire, să ne îndreptăm spre păcat, spre lume. Să ne dea Domnul îndurare. Amin.